Liviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. A venit soamna, acoperă minima cu ceva, așa zicea poetul. Bună seara, am ocupat studiourile Radio 7, suntem pe 103.4. Suntem și video pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pisică neagră, dacă tot vă uitați la noi și vă și place ce vedeți. Un subscribe și un like ar fi apreciate și ne-ar face mai vizibili. Mai puțin se termină septembrie și Dez... Salut. Incandescent Adez a venit aici. Bine ai venit. Te Mulțumesc. Cheamă și Luiza. Da, nu recomand. Da, nu. Dacă nu vreți scandal. Lumea are o problemă asta în general, nu le da. Place al doilea nume, nu știu de ce. Eu n-am al doilea nume. Lucky you. Da, m-am scăpat de treaba asta. Și e cu violență când e... Nu, glumesc. Adică nu, dar am un, dar așa niște... N-ai un alter ego? Sentiment, da. Nu, da. Nu mi se pare că mi se potrivește acum, probabil e doar o percepție. Hai mă, de să o luăm un pic așa de la pași optici. Vreau să știu cum a început, uite, eu asta nu știu despre tine. Cum a început povestea ta cu muzica? Păi, când ai vrut tu să te am faci? Am știut dintotdeauna că vreau să fac asta. Deci la un an jumate știam exact ce vreau să mă fac. Vârsta aia la care unii zic că vor să se facă oameni de zăpadă. Sau musafiri. Un vecin cu bormașină. Da, da, dar asta cu musafiri aproape că ne-a ieșit mai multora dintre noi. Da, și mie. Păi și te uitai la TV, vedeai fetele cu microfonul, cântai în fața oglinzii cu spray-ul. Cum? Cântam la grădiniță, eram... premiantă, ca să zic așa, în ghilimele. Erau festivități din astea și mă puneau să cânt. Și aderața pe butoi, nu știu, din astea chestii. Eu la 11 ani am descoperit Modern Talking. Da. Și am fost fan Modern Talking, da. Înțeles. Plăcerile astea vinovate. Și o iubeam foarte tare pe Sandra. Da, o iubeam da, atât de cine tare. Cine iubea pe Sandra? La Beții, acum, da. Am descoperit, odată cu pandemia, am redescoperit bețiile în bucătărie. O, da. Care au intimitatea lor, e foarte mișto. Și să fie și... mulți, să nu ai loc să treci spre frigider. Exact. Și da. După un anumit timp și consum de alcool, eșuez la Sandra, na. Guilty pleasures. Exact, da. Direct not în brațele so ei, da. Sunt abonat și pe Facebook chiar la Sandra, da? Să văd ce mai face. Mare succes la Ruși. Mai e căsătorită cu... Nu. Nu. Nu? Păi da, nu mai e nimeni. Nu vezi că... S-a divorțat mult. S-a divorțat mult în ultima. Cred că asta e o problemă. Nu e. Din potrivă, toată lumea și reface viața. Da, scapă cine poate. Am citit Michel Houellebecq de curând și când de câte ori îl citesc pe Michel Houellebecq, văd așa numai persoane houellebecchiene în jurul meu și mă apucă depresia, dar cred că, uite, asta se întâmplă. Când citești, trebuie să mai iei o pauză. Da, mai bei ceva. Mai bei ceva. Zi-mi, cum a fost prima cântare? Când s-a întâmplat asta? Ei, prima cântare a fost pe scenă când aveam 8 ani, cred. Tot așa, într-un cadru organizat. Ce unde era? La... la Buziaș. Deci nu aveam 8 ani, vreo 7. La Căminul Cultural? Da, nu mai țin minte. Știu doar că am o fotografie în care eram Șoimul Patriei și lălăiam. Păi nu e cu emoții? Nu e cu... Nu aveam emoții când eram mică. Am emoții mare. Să știi că am întrebat o actriță într-o zi dacă mai are emoții pe scenă și mi-a dat un răspuns foarte neașteptat pentru mine. Zice, știi, eu sunt pe scenă de la 5 ani și nu prea știu cum e, că sunt obișnuită, intru cam brânză. Da. Tu mai ai? Am tot timpul emoții, da. Sunt o persoană foarte emotivă, ca atare, fără două beri, nu mă urc pe scenă, așa să mă amortizez puțin. Și să pot să fac abstracție de ce este în jur, să mă concentrez pe ce am de făcut. Da, e complicat când ai contact ai cu publicul sau... Ce anume? Când ai un contact ai cu băieții din public, e un pic fetele. Complicat, mă derutează. Sunt foarte sensibilă la priviri și mai ales când sunt, nu știu, 300 de oameni care se uită doar la tine, te simți puțin copleșit. E normal. Am văzut la un moment dat, m-am aflat și eu de câteva ori pe scenă în calitate de vorbitor, a trebuit să spun câteva cuvinte, n-a fost ușor. Ulterior am mai dezvoltat skill-uri, am făcut asta de foarte multe ori.
De vorbit mi se pare mai greu oricum decât de cântat, sincer. Probabil că da. Da, pentru că la cântat ai un vibe, intri într-un soi de transă, dar la vorbit ce transă să ai? Am văzut la un moment dat pe YouTube un concert cu Cypress Hill și băi, era foarte multă lume, era un mare festival. Iar cameramanul era fix aici în jugulara lui Biriel și se vedea mulțimea de oameni care se uitau fix la el, că era momentul lui pe scenă. Băi, mi s-a părut realmente înspăimântător. Ai un purcoi de oameni pe care trebuie să-i controlezi, care se uită la tine, nici nu trebuie să greșești. Poți greși. Na, mă rog, cred că e important să n-ai stresul ăsta. Bineînțeles. Și pe urmă, primul proiect a fost Jazzades sau? Da. Am cântat inițial înainte de Jazzades cu Trafca. Serios? Nu știam asta. La Casa de Cultură în Focșani. Ai fost vocalista sau a fost o colaborare? Să zicem că cel care m-a descoperit și m-a propulsat a fost George Gâdei. Eu vocalistul cântam, Trafca. Da. Cântam undeva în parc, toată lumea era cu chitare, atunci era moda aia să cânti râpa, alte chestii, dar aveam și piesele mele. Și mi-a zis, nu vrei să cânți cu noi? I-a plăcut foarte mult. Să cânți cu noi, nu cu noi, ci separat. Adică un soi de deschidere la Trafca, dar cu instrumentiștii lor. Adică eu și acompaniată de ei. Și a fost fain. În ce an a fost asta? Nu știu să spun, 2002-2003. Am înțeles. Ce tare. Da. După care m-am intersectat cu Alin, pe care inițial nu prea venea. Da, Zăbrăuțean, colegul meu din Jazzades și din Omlet. Și nu prea am venea să-l bag în seamă, pentru că noi eram cu nasul pe sus, noi eram mari, ei erau cu 5 ani mai mici, erau generația cealaltă. Nu înțeles. Da, și după aia a zis, hai mă, să uite, îmi place piesa asta Inima Animal pe care o cânti tu, hai să uite, ți-am făcut un negativ la ea. Și m-a luat la el acasă și foarte fain negativul, care e și în ziua de azi, bine, mai structurat puțin, să zicem, și l-am înregistrat cu un microfon de calculator. După care șeful meu la ora actuală și ora aia. Șef? Da, lucram într-o din asta de producție publicitară, băiețeală, sudor și alte chestii și bancuri cu... Cele lumești. Așa, fără perdea. Și a zis, vreau să dau la radio, că el avea și un radio. Și am zis, da, dar uite că piesa asta sună totuși, am înregistrat-o cu microfon de calculator, nu contează. Și faza a fost că nu aveam nume. Eu aveam un ID, să zicem, cu care scriam texte relativ literare pe forumul radioului. Și mă numeam Jazzades, pentru că îmi plăcuse foarte mult Jazzanova. Așa și am făcut un joc de cuvinte. Și am zis lui Alin, hai să punem asta, pentru că cei care intră pe Radio Dada știu că sunt eu și mă știu și să facă legătura că tot eu sunt cu piesa asta, după care schimbăm. Și nu s-a mai schimbat. Deci Jazzades nu e jazz, este dez. Și a apărut și un album. Adică albumul, discul propriu-zis există. Da, avem două albume. Două? Da. Inima Animal a fost primul în 2010 și în 2012 Pantarei. Cum se scrie la tine o piesă? Ai zis că scrii piese. Da, adică, sunt compozitor. Este un tip de relație pe care le ai cu muzele. Când am făcut Balta Albă, am întrebat mai mulți muzicieni ca să am material, să am grăsime de băgat, care este relația cu muzele. A intrat unul singur în film, este rapperul de la Fratele Nord, care mi-a spus, zice, băi, o să fii surprins, dar eu cel mai bun moment de relație cu muzele, când pot să dau tot din mine și să iasă bine la versuri și la rimică, la rimică, la ritmică, este Mahmureala. Da, e adevărat, sau cum zicea Tetelu, că el scrie pe la 4 dimineața, la oboseală foarte, foarte mare. Foarte interesant, da. Da, pentru că, nu știu, se creează o detașare de tot ce e în jur, te deconectezi cumva când nu mai ai energia să vezi, poate vezi chiar dublu, triplu, și se creează o
cred, atemporalitate, nu știu să-ți explic exact. Am mai auzit asta de la Mike Patton. Mike Patton în tinereți s-a privat de somn ca da. Să poată să scrie niște piese, de delirezi un pic când n-ai Churchill, mult. Nu? Așa făcea, dormea, sau Newton, dormea jumătate de oră, se trezea. Nu știu, la Churchill era mult da, alcool, nu. La Newton nu eram născut. Da. De-aia te întreb, pentru că știu că știu de la mine, eu care n-am mare talent la relația cu muzele, dar la un moment dat trebuie să mai scriu scenarii, de pildă, sau să găsesc tot soiul de situații când m-am apucat să fac filme. Băi, construiește o scenă care este o poveste și bați trebuie, nu știu ce footage, bați trebuie, trebuie să ai grijă să nu fie redundant. Sunt tot soiul de situații de astea. Există un moment în care intri într-un blocaj ca și cum ai avea o coală albă în față. Și atunci ce faci? Stai, te scarpini în cap și bă, nu se întâmplă, nu se întâmplă. Pe de o parte. Pe de altă parte, este un moment în care brusc se întâmplă toate și vin și uite inspirația și nu știu ce. Da, pentru că el în spate pe care lucrează într-un inconștient, un subconștient. Nu pot să o controlez și cred că sunt cei care au exercițiu mai des, cum ai fi tu, îți știi momentele în care, băi, muză, ia treci un pic pe ăla. Da, uite, referitor la chestia asta, mie mi-a plăcut foarte mult să lucrez la două proiecte odată, tocmai pentru că ajungi într-un soi de impas sau poate ești băgat prea mult acolo și nu mai poți să te dai în spate, să vezi totul acela unitar. Picture, și atunci te bagi în altceva care este la fel de ofertant pentru tine, după care revii. Mm-hmm. Revii și vezi și, gata, asta a fost, știi? Este un exemplu pe care l-am aici și pe care îl dau de câte ori vine câte o femeie care se ocupă de muzică. Un prieten de-al meu mi-a spus o poveste, a făcut un interviu cu Beth Hart și, care a fost la noi, nu? Care a fost la noi, da, de nenumărate ori. Și are ea o piesă care se numește Am I the One sau așa ceva, piesă de mare amor și de tot soiul de situații, femeia fiind bipolară, are o afecțiune reală de bipolaritate. Pe toate femeile au... Glumesc. Sper, e modez. Da, da. Și glumesc. Zicea că, mă rog, ea a cânta în turnee piesa asta live, dar ca să iasă la maximum de performanță cântarea, ea trebuia să intre în vintrele ei, în adâncurile ei, în nu știu ce, și să scoată toate sentimentele alea. The dark side of the moon. Exact. Ceea ce s-a rezultatul era, ieșea piesa bine pe scenă, două săptămâni nu se mai înțelegea nimeni cu ea. Din trupă, din, mă rog, echipa de tour manager și așa mai departe, știi? Echipa de turneu, nu se mai înțelegea nimeni cu ea și într-o zi a trebuit să realizeze acest lucru și a eliminat definitiv piesa. Dar care a fost triggerul? Păi, era prea emoțională pentru ea? Sau? Da, deci trebuia să scoată și să răscolească toată situația asta prin care trecuse. Bănuiesc, costul a fost prea traumatizantă. Mare. Da. Da. Și uite aici voiam să ajung. E necesară o traumă ca să iasă o piesă bine? Nu, sub nicio formă. Am piese care sunt pur și simplu tematice sau un omlet. Nu au existat prea multe traume, ca să zic așa, în afară de faptul că ne-a zburat o placă de sunet pe scenă. Asta e tot. Dar nu. Este un proiect vesel. Uite că a zburat o placă. A aruncat alin de nervi sau? Nu. Una din dansatoarele noastre la control unde cântam, adică era, mă rog să zicem, frecvent oarecum, scena e micuță, se încapă atâția oameni și adică noi trei și dansatoarele, încă Iulia două. Și Georgiana. Și Georgiana, le știu, să știm. Ea face șpagatul în aer și a dat peste placa de sunet. Bine, a fost fun, oricum au fost niște vremuri despre care știi, what happens in control stays in control. Da. In a way. Mai ales în ala vechi, acolo am și niște în ala vechi am cântat cu Brazda, lui Novac, și cu Tanzone Music. N-am, de ce am lipsit la... În fine. Voiam să revin la treaba asta, că am mai văzut de pildă filmul Whiplash,
știi, da. Whiplash. Da, da, păi, a luat Oscar-ul pentru film. Acolo tot așa, a trebuit să fie o situație de traumatizantă și o relație absolut toxică ca să atingă un nivel de performanță. Și exact asta te întrebam pe tine dacă... Nu-mi plac chestiile de genul ăla. Eu, dacă îmi face cineva ceva de genul ăla, arunc cu telefonul de pereți. Am înțeles. Nu funcționez cu un șut în fund, un pas înainte, funcționez cu kindness, cu vorbe bune, cu explicații clare. Ei, uite, am mai aflat ceva. Da, dar e vorba de o tipologie. Sunt unii oameni care doar așa funcționează cum e în film. Eu sunt pe invers, ca să zic așa. Deci nu, mă enervez foarte, foarte tare. Deci nu știu dacă aș putea lucra cu un producător din ăsta care e foarte, nu știu, autoritar, să zicem. Pot respecta autoritatea dacă mi se explică frumos. Dar cum sunt regizorii români așa care hai bă, nu știu ce, nu există la mine. Am înțeles. Ce piesă ai fi vrut să scrii și n-ai scris din astea pe care le știi? Din astea pe care le știm? Pe care le știm, pe care le știi. Dar ai tu niște piese cu siguranță care îți plac foarte mult. Bă, ce mișto ar fi fost să fi scris eu asta. Ce rău îmi pare că n-am scris-o. Nu m-am întrebat niciodată. Poate că, nu știu, Proclaimers, aia, One Hit Wonder cu I Would Walk 500 Miles sau ceva de la The Clash, chestii punk din astea. Tu cumva n-ai ieșuat în zona asta de metale. Sau The Smiths, noi toți. Da, aș fi compus. L-aș fi dat afară pe Morrissey. S-a dat afară singur. S-a dat afară singur, da. Exact. Da, la început... Când ai apucat tu de muzică, ce Dumnezeu ascultai? Pentru că mai târziu bănuiesc că ai intrat în toate deconstructivismele astea, Cocteau Twins, The Smiths, Dream Pop. Nu. Cocteau Twins am ascultat pe la 20 de ani. Dar primul album, Jazz Adez, Inima Animale, compus între 17 și 21. Da. Dar eram cu Cranberries atunci. Și am fost foarte mare fan Cranberries, după care am descoperit Cocteau Twins și așa mai departe toată zona de New Wave. Și am fost foarte marcată și de The Division Bell, l-am auzit întâmplător la radio, da. Dar și am avut niște prieteni care știu foarte multă muzică și care mi-au zis, lasă Andrei și Animal X, hai să ascultăm și altceva. Și m-am dus pe rock progresiv, m-am dus pe o grază de chestii. De astea complicate, nu? Da. Care mi-au plăcut foarte mult. Nu m-au inspirat alea de rock progresiv, pentru că zona mea este o zonă cât mai simplă. Îmi place foarte mult simplitatea și nu-mi place să complic, adică nu sunt o persoană sofisticată, apreciez foarte mult chestiile alea foarte complexe, dar eu personal sunt o persoană simplă și îmi place să fac muzică simplă. Ești cea mai în măsură persoană, cred, să întreb lucrul ăsta, și anume, tot pop culture-ul ăsta pe care îl încasăm noi și ne și place și pe care îl încasăm de o viață deja, putem să spunem, băi, devine din ce în ce mai creepy. Că era mai pe veselie, adică ce bucurie de viață era păi la... reflectă lumea din jur. Pop culture înseamnă chestie foarte largă, nu e doar ce bucurie muzică. De viață era la Beatles. Da. Și ce bucurie de viață și de pe marketizarea depresiei este la Radiohead. Băi, jur, eram într-o zi cu căștile pe stradă și ascultam... Mi-a intrat un Radiohead, a mers Radiohead-ul, pe urmă mi-a intrat brusc un Metallica foarte vechi. Am avut senzația, parcă m-am trezit după boală. Știi, a fost tot de-aia, băi, că viața e frumoasă și puțină energie în instalații. Da, nu știu ce să spun, muzica de la ora actuală nu prea îmi place, sinceră să fiu. Adică, nu știu, mi se pare că se diluează foarte mult mesajul, care ar trebui să, din punctul meu de vedere, acum nu, I'm not preaching. Da. Mi se pare că ar trebui să fie un pic mai clar mesajul și să, nu știu, cu mai multă imaginație mi-aș dori, știi? Adică să nu mai plângem după femei, știi, prin rock, nu mai plângem după femei. Măi, Dez, la 96... Mai și râdem deci după femei. Ascultă-mă puțin. Am văzut o statistică care spune că 96% din piesele pop-rock, băi, 96%, sunt despre amor în toate felurile în care poate fi amorul. Da? Da. Și carnal și de corazon, pe de o parte, pe de altă parte. Măi, trebuie să recunoști că foarte multe din piesele alea foarte mișto,
revenim iar la traume, au fost scrise când unul sau altul au mai pățit vreo părăseală, cum să spun. Da, dar mie mi se pare că, nu știu, se poate depăși și chestia asta. Adică e ok să faci, dar nu doar așa, poți să faci și piese când ești liniștit, nu? Sau nu? Probabil, da. Eu am făcut. Uite, mai am acest exemplu, l-am mai dat aici. Există piesa Hurt a lui Nine Inch Nails. Da, pe care au cântat-o. Mie mi-a plăcut varianta aia, Johnny Cash. Da, pe care Johnny Cash a făcut-o altfel. Dar ce este extraordinar în piesa aia? Este o piesă pe care Reznor a scris-o la 23 de ani și este o discuție cu el la bătrânețe și cu el la tinerețe, adică ce foarte, varianta foarte lui bătrână. Interesant. Da, există și asta o temă care a scos, a pus piesa aia undeva foarte aparte. În... Da. Da, sunt chestii de inspirație, știi, să ai niște idei. Mie îmi plac foarte mult chestiile astea. Eu am avut, adică, mă rog, nu sunt scoase, piese despre război, de exemplu. Și acolo, da, nu pot să spun că m-a părăsit iubitul, știi? Și s-a dus la război. Știi? Încă nu-i cazul. Băi, Doamne ferește, da, Doamne ferește. Sunt... Da, știu, e contextul actual, e un pic dificil. Ziceam, dar nu sunt de acum din asta. Pur și simplu, mi-am ales și alte teme, adică nu a fost că, aoleu, m-am trezit azi și uite, știi? Mă gândesc la multe lucruri. Atunci când ești în studio și înregistrezi o piesă, câți oameni poate să fie în jurul tău sau ai nevoie de un tip de intimitate? Nu mai prea interesează. De obicei este doar Alin, colegul meu de trupe. Dar am tras și cu... am făcut o piesă cu Voltaj. Serios? Da. Mă, că aflu lucruri noi despre tine. Așa. Da, nu știu pe unde e. În fine, am fost un soi de backing vocal, nu... nothing important, nu a fost o feature intense, sau montează. Nu mai știu dacă apare așa. Și atunci au fost și Călin și Bobby și, na, am tras mult. Dar nu, a fost pentru mine același lucru, că înțeles. Mă bag acolo, stau cu foaia, trebuie să fiu atentă să nu mă bâții, să nu aia, că se înregistrează absolut tot. Adică, știi, n-ai timp să te uiți la ăștia, că sunt mulți. Știi? Mă uitam la, cred că am văzut la un moment dat un podcast și a fost invitat Steven Taylor de la Aerosmith. Mie îmi place personajul și mi se pare... Seamănă cu soacra mea. Mie îmi place personajul, nu rezonez foarte tare cu Aerosmith, dar... Da. Tăcerea mea vinovată. Observ tăcerea mea vinovată, asta voiam să spun. Dar a tras o piesă care este un cover, nu Aerosmith, e variantă solo, cred, în care cântă un Bob Marley. Băi, foarte bine, vocalist impecabil. Dar e povestea de acea piesă, zice, băi, eram în studio și am închis ochii și l-am simțit spiritul lui Bob care a venit și a cântat cu mine piesa și așa a mers treaba. A luat pam sau ceva. Da, ceva a luat. Da, vreo 5-6 milioane de dolari s-au dus în Peru din banii lui personal, așa că na. Prințul Charles investește în România. Eu nu știu ce investește prințul Charles. Nu, ziceam că și ăsta investește în Peru. Da, păi... Cred totuși că au fost niște investiții diferite, dar și oamenii de acolo trebuie să trăiască. Da. Da, și exact asta te întrebam. Cum trebuie să intri într-un film anume? Trebuie să închizi ochii? Trebuie să... Habar n-am. Când înregistrezi? Când înregistrezi? Păi nu prea închizi ochii, că trebuie să te uiți pe o foaie cu versuri. Reții versuri? Cum reții versuri? Eu nu pot să rețin versuri. Da. Când repet până când se înșurubează în creier. Nu stau să fac Luceafărul, știi? Să învăț pur și simplu Nichita Stănescu sau ceva. Le repet, le cânt, oricum le cam învăț din momentul în care le compun. Pentru că de atât de multe ori repet linia aia melodică să definitive și așa mai departe, încât când ajung să trag la studio le știu. Dar mi le notez pe foaie, că mi le notez pe foaie. Ca să nu știu, un cuvânt sau ceva, știi? Ce tare! Eu nu pot să rețin. Eu nu știu poezii. Deci sunt un dălac care nu a fost în stare să rețină, nu știu, cred că m-au traumatizat când eram copil cu învață poezia, probabil, și a rămas. Da, în fine, de-aia pentru mine este un tip de memorie. De reținut. Și, na, mai îmi povestea... E vorba de exercițiu.
Mi-a povestea cineva că trebuie să-și amintească pur și simplu melodicitatea pe care trebuie să o dea cu vocea și atunci creierul generează automat versurile. Păi asta spun că e mai ușor să cânti decât să vorbești. Bine, dacă te ajută vocea. Poate să nu te ajute vocea oricum, că baie... Na. Da. Mă sună cineva, cineva, mesaje pe așa. Vreau să pun o piesă cu tine. Uite, am găsit o piesă cu tine și cu Marina Gingirov. Ce mai face Marina? Am mai vorbit de foarte mult cu ea. Marina Gingirov e o artistă care a cântat în trupa Abyss, mă rog. Marina, o trupă din Abyss, foarte, da, foarte specială. Mm-hmm. Făcea o chestie care ducea puțin spre Portishead combinat cu metal. Foarte, foarte fain. Am văzut. Foarte fain. Da, și am cântat cu ea, am compus piesa, trebuia să o fac cu Artan. Artan nu vrea să învețe versuri în engleză și după aia a zis Marinei, hai să facem împreună. Hai să ascultăm pe asta, Set Me Free. Ia să... 3, 2, 1, parter. Pac, pac. Vă și o chitară drăguță. Facem puțină liniște. Making me free.
Jazz Adez cu Marina, două voști cristaline, Set Me Free. Despre ce e vorba în piesa asta, să ghicesc? Amor, 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 ceva. E, cred că mai degrabă un statement de voce. My voice is making the bound with the sound, is making me free. Da, uite că încă reține versurile. Da. E vorba despre eliberare prin muzică, prin voce, prin simțirea asta artistică. Cred că am văzut o filmare cu voi, căci n-am fost, că le cântați amândouă piesa live. Da, am cântat-o foarte mult timp împreună. Venea Marina și cântam live împreună. Foarte frumos. N-am văzut. Eu am o sensibilitate pentru Miley Cyrus. Uh-huh, îmi place. Nu mi se pare mare compozitoare. Dar în momentul în care s-a băgat să facă niște cover-uri din rock, Jolin și, da, mâncați-aș. Uh-huh. Yeah. Are trăire și are o maturitate pe care probabil i-a dat-o și experiența din Hannah Montana. Adică ea nu vine. Probabil, da. Da. Are un ceva acolo. Și îmi place vocea ei, căci despre vocea ei voiam să vorbesc și despre voci în general. Ea spune o chestie foarte interesantă, referitoare fix la vocea ei, genul de voce care și când vorbește ai o de-aia, băi, wow, un ambitus foarte... Da, exact. Și zicea că vocea a noastră, în general, a oamenilor, dar la ei se vede, la voi, cei care o folosiți să cântați, se vede mult mai bine, acumulează mizerii în timpul vieții. Ce băgăm în gură, ce scoatem din gură și ce scoatem pe gură și ce mâncăm, adică cu totul și gânduri și spuse și vorbe grele, nu știu ce, toate astea ci că se strâng undeva și îți dau... Da, nu știam asta. Știu doar nici că... Nici eu știam, a spus-o ea și mi s-a părut interesant. Doar că în momente în care sunt foarte, foarte stresată și anxietăți și probleme și chestii, mi se blochează gâtul. Mm-hmm. Și cum îți rezolvi asta? Nu mai sunt stresată. Nu se poate rezolva medical. Mm-hmm. E o chestie poate mai degrabă empirică, nu știu cum da, se, da, da, se am înțeles. Numesc chestiile e o mică astea, problemă, nu știu, cu limba română, mai pe vocabular din ăsta. General. Ochelarii de soare pe care se văd acolo cine se uită pe YouTube... Sunt ochelari pe care i-am luat din vamă cu 25 de lei. Am văzut... Nu merge. Băi, deci am văzut un documentar, mi s-a părut extraordinar. Este un documentar despre probleme cu ochii pe care oamenii le au. Mitocaneala mare era la băieți, da? Pentru că foarte mulți băieți, mai mult decât fetele, sunt fotofobi. Adică îi deranjează foarte mult soarele și atunci îi pun... De-aia stau în cluburi. Și atunci când vezi pe cineva cu ochelari de soare, ăștia de șoart mai misterioși, știi? Și care sunt de fapt niște misterioși cu toții, așa, când vezi pe cineva cu ochelari de soare într-un loc în care n-ar trebui să fie neapărat cu ochelari de soare, sunt două motive. Ori au consumat ceva și ochii roșii, ostentativ de roșii și pupila dilatată, ori varianta a doua, șoard misterios și motivul pentru care sunt fotofobi for real este lipsa de zinc, pentru că pierd foarte mult zinc, chiar... Păi unde îl pierd? Păi asta încercam să-ți explic, că zincul se pierde cel mai mult la bărbați printr-o activitate sexuală intensă, cu partener sau fără. I-am zis că nu. Nu i-a pus. Ticăloșii aia când au făcut documentar au pus și niște imagini cu niște motocicliști macho, știi, ca să sublinieze acest aspect. Da, mi s-a părut foarte interesant. În fine. Motocicliștii au activitate din asta? Păi, nu? Eu știu. Nu știu, mă, că motocicliștii ăștia, băi, am fost odată într-un club, lăză-mă, am fost într-o cârciumă de motocicliști unde s-au adunat toți motocicliștii, toți beau răcoritoare. Păi, și arătau fioros până își dădeau căștile jos. Și când își dădeau căștile jos, uitam la ei, deci aveau niște fețe de nărți corporatiști. Da. Avem și Hells Angels pe aici, da, hai să nu intrăm în subiectul ăsta. Pentru sexul opus. Păi, cât de complicat e să treci din muzică aici? Păi nu trăiești din muzică. Nu trăiești din muzică? Nu. Tocmai am văzut o statistică. Adică, mă rog, trăiești dacă te cheamă Delia, dacă ai niște... Am înțeles. Ești într-un anumit circuit,
dar noi am făcut tot timpul muzică de nișă. Și nu... Hai că e plăcere 100% și eventual mai faci un ban așa. Faci niște bani, nu e doar plăcere, adică nu faci chestia asta cumva losing time. Dar nu se... Deci de aici până la a-ți asigura nivel de trai e mult. Și nu prea, mă rog, poți să faci bani regulat într-o lună, după aia nu mai iese, că nu știu ce s-a întâmplat. Sunt luni în care nu iese lumea din casă sau depinde. Am văzut adică o vara statistică. În club nu poți aduni lume. Lumea asta la terasă. Și trebuie să le cânti acolo. Am văzut o statistică zilele astea, spunea că România are cea mai ridicată rată de nepotrivire ale jobului în domeniul în care lumea a studiat. Adică studiezi o treabă și practic... Pentru restul vieții faci ca alte treburi care bănuiesc ți-aduc bani, dar nu neapărat plăcere. Sau cel puțin în zona asta a corporațiilor sau bucureștinilor. Sau studiezi ceva ce nu ți-a plăcut. Spărăți. Sau pentru așa, că părinții au zis că trebuie să faci aia și după aia te bagi pe ceva ce îți place. Ai avut problema asta? Da. Am înțeles, ca noi toți, da. Și a avut... Păi eu nu am fost lăsată să fac muzică de familie. Am terminat liceul de contabilitate finanțe... Și am picat la ASF cu 2 la matematică. E mai frumos decât contabilitatea, ce vorbești? Ce, da, e superb. Da, și până la urmă mi-am urmat visul. Visul, n-a fost un vis. E o statistică pe Spotify, care, și aici vorbesc de Spotify-ul pentru lumea întreagă, că nu e o problemă numai aici cu trăitul din muzică, e o problemă mai nouă în toată lumea. Statistica spunea că 80% din consumatorii de Spotify ascultă classic rock, ceea ce restul de 20% rămân ce apare nou. Și ca să fii în aia 20% este, băi, drum lung și foarte complicat și niciodată și trebuie să faci pe bandă rulantă. Și trebuie să faci pe bandă rulantă ceva ce și cum. Plus, plata nu este... cea mai fericită de pe planetă. E multă muzică. E multă muzică, da. Foarte multă. Păi înainte ce erau? Genesis și Marillion se băteau între ei. Iris și cu Timpul Noi. Acum e Iris multă cu muzică, e foarte Timpul multă. Noi nu se bătea cu nimeni, mă. Că erau, era Iris cu Holograf. Mișto. Și cu Compact. I would like to see it. This. E multă muzică. Și oamenii s-au, nu știu, s-au obișnuit cu chestii gratis. Știi? Mai ales acum că poți nu mai plătește scoți... nimeni pentru dar muzică. Dar poți să scoți muzică de oriunde, nu? De ce îți plătești? Adică, mă rog, asta e, zic că nu zic eu. Așa e, cred că e mentalitatea, știi? Că e totul la îndemână. Pe de o altă parte, băi, sunt unii care fac bani foarte mulți din povestea asta. Am văzut niște... văzut de curând, cred că un show al lui G... Nu, cred că Jay-Z, cred că confund. Sunt niște rapări americani plini de bani. Și... Cardi B... Da, ceva, ceva de genul ăsta. Băi, sunt niște show-uri acolo, un purcoi de bani. Da, și prețurile din state la show-urile astea sunt, sunt altele. Da, o piață foarte mare de consum acolo, de hip-hop. Trăgând așa o linie la până acum, care a fost highlight-ul tău? Adică momentul ăla în care... Stai că îți explic imediat. Momentul ăla profesional în care... Ai avut acea realizare că să spui, bă frate, uite, am plecat pe drumul ăsta și acum, în momentul ăsta și pentru clipa asta, consta că a meritat. Nu știu să-ți spun. O cântare, o vânzare de disc, niște fani care au venit să... ceva. Aș putea să zic o perioadă mai sau o perioadă, o zice perioadă. Domnul nostru Iisus Hristos. Așa. A fost perioada omlet. Era să spun o prostie. Așa. Am înțeles. Cum a zis ciolacul că îi lasă un gust amar. Să fie la ei acolo. Da, deci pot să spun, cu jazz artist nu ne-a mers. Adică n-aș... A fost frumos și finuț și delicat și feminin și masculin. Neutru. Dar cu omlet a fost de... Time of
of our lives, ca să zic așa. Da, când ai fost... Vorbesc engleză ca la balta albă. Ai ce voi. Ai ce voi. Da, odată când ai dat-o grav de gard. Mie poți să-mi spui. Păi, pe scenă ceva. Pe scenă, da. Păi nu, că atunci e frumos. Cu Geaza Dez am avut un concert oribil la Mețere, la Clubul Țăranului Român. După lansare Inima Animal, m-am făcut praf pilaf. Haide și voi. Da, nu, a fost tragic. Așa. Și cu Omlet am avut un moment foarte... Adică, cu Omlet fiind altă dinamică și altă chestie, am avut un moment atât de praf încât Omlet a ieșit... e mai dens. Da, e dens, e new wave, pop, whatever, post-punk, post... Nu post-punk, synth-punk, synth-pop. Și am făcut o chestie, deci am fost iarăși praf, dar a ieșit genial. Deci ca să vezi două chestii, știi? Aparent același lucru, pus în context diferit. Odată dă bine, odată nu. Că, na, cu Omlet, dacă am fost rockstar, am avut the benefit of rockstar. Mă rog, alint. Alintă-te. Este part of the process să mergi așa cu haosul după tine? Nu a fost o propunere sau ceva. A venit de la sine. A venit foarte natural. Ce vine de la sine? Da, ca să cităm din clase și camanelele. Da, e dat de Dumnezeu. Băi, știu că am ajuns la un moment dat la un party, era un party de ăsta mai corporatist cumva și se mixau, eu n-am știut, se mixau manele, se mixează manelele pe beat acum. Și s-a schimbat. Fusion. Da, și a explodat și industria asta a manelelor foarte mult și a evoluat spre surprinderea mea. Dar sunt produse extraordinar de bine. Nu există muzică în România mai bine produsă decât manelele. Am descoperit-o pe Paulina. Nu știu. Nu știi Paulina? Cu Laura Vas. Ah, Paulina e de aici, de la... Nu știu, am crezut că știi. Ah, ok. Nu. Eu sunt manelistă born. Naturally born manelist. Știi, ești ca la, cum se spune, ca la metaliști, frate, Judas Priest e treaba și Metallica aia veche, lăsați-mă cu prostiile astea noi, da, știi, da. Da, care nu... Aia. Noi, eu dintotdeauna am ascultat manele, n-am venit cu valul de hipsteri. Eu am fost cu manele, rock, progresiv, de toate, ce? Pentru un artist oricum este privit altfel chestia asta, știi? Adică... E bine să asculți de toate, știi? Eu, din toate. Eu am această problemă când ascult muzică, de obicei, sau asta am făcut în ultimii ani, am ascultat, hai să zicem, produse muzicale noi ale unor trupe vechi pe care le știam și pe care n-am avut timp, am avut timp în pandemia vieții să le ascult pe toate. Mai nou însă mi-am băgat nasul, am început din nou să ascult chestii noi. Am mai aflat, și aici vreau să-mi confirm tu, ci că este foarte sănătos în momentul în care compui, odată că le asculți tu pe alea vechi ale tale care sunt foarte dragi, dar e foarte sănătos să asculți chestii noi cu care nu neapărat rezonezi, dar undeva în cutia craniană sub acolo se creează un soi de sinapsă în care îți mai rămân niște bucăți care sună bine, care nu știu ce și pe care la un moment dat poți să le iei și să le introduci în proiectele tale. Da, dar oricum nu există muzică proastă, e o invenție. Există... Adică... Sunt de acord cu tine, pe mine mă enervează. Știi? Nu știu dacă înțelegi ce... Întotdeauna am făcut mișto de sintagma muzică bună. Cea mai bună muzică, cea mai... Noi, cum era, mă? Nu, eu mă refer muzică la genul. Muzică bună, foarte bună, cea mai bună. Mă refer la genul. Nu există gen de muzică prost. Există highlights și chestii mai... Na, dar poți să asculti și Reh Dog, nu știi? Tell me why, must I cry. Poți să rezonezi cu orice, bineînțeles. Da, ce? Abi sau... Nu știu, eu ascult de toate, știi, și mă... Îmi place autenticitatea. Băi, mai e o treabă cu locul. O să pornesc de la a spune că Bucureștiul, de pildă, el n-are foarte multe piese care vorbesc despre un loc anume. Per exemplu, Hotel avem Cismigiu. Hotel Cismigiu. Mai avem, uite aici era Să mor într-o crâșmă în obor. Piața Romană numărul 9. Mai avem Sălăjean.
Da. 90 cu La Familia, mai avem Partizan. Mai avem Partizan, da. Mai avem domnișoară, ce program aveți diseară? Lizeanu. Ne întâlnim la Lizeanu și cam atâtea sunt. Prima oară când a venit Swans în control, eu trebuia să fiu la Swans și m-au confiscat niște oameni și m-au dus, am ratat acel prim Swans, nici nu-mi pare rău că am fost la altul mai târziu și am ieșit cu creierii varză, nu mai trebuie. Da. Da, prea mult de constructivist pentru etatea mea, nu mai îmi permis. Da, da. Am vorbit încă. Avem o... În fine, și vârstă. Am ajuns undeva pe cheiul... Pe cheiul, auzi, să vorbesc prostii. Am ajuns undeva pe malul Dunării, într-un sat, Rasova, când o iei spre mare, spre Dobrogea istorică. Că la Adam Clisi. Exact, până la Adam Clisi, e al doilea sat, Rasova, dar face Dunărea un cot. Și acolo era vineri, nu, era sâmbătă, sau vineri seara, whatever, cert era că în acel sat era o cârciumă, care era și magazin comunal, se numea La Radu, aveau și masă de biliar și aveau și un subsol, n-am întrâznit să intru în subsol, ăla părea ceva așa, dar acolo era club de manele. Nice. Și au dat drumul seara la manele și s-auzeau manelele, uite așa, peste toată Dunărea și cred că au fost mai multă lume decât la Swans, ce am văzut acolo. Serios? Adunații de până sate la party. Da, da. Și băi, cum era așa în sudul României, la marginea Orientului, biturile alea, băi, mi s-au părut, erau culoarea locului, nu știu cum să zic, mi-a inspirat treaba asta, da, zic, da. Uite mă, avem culoarea locului, e important. Dar sunt foarte faine chestiile astea, așa, genul ăsta de lucruri. Acum am văzut că manelele, asta era interesant cu Paulina, eu combinați între manele, un tip de golănel trebuie să asculti, da. Și un soi de dream pop. Oh. Da, e o nebuneală de asta. Ia uite, mi-a luat-o înainte. Da, am văzut cântare în expirat, adică în zona asta. Da, mai. Da, frumos, da. Bravo, trebuie să văd, să ascult. Băi, aș vrea să luăm și un, stai că știu eu ce mai voiam cu tine, voiam, alegeți, Kissing sau Inside Out? Și cine e Lisa? Primul vers din Inside Out, nu ca lyrics, ca versuri, linia melodică este luată din Lisa Stansfield. Liza Stansfield. Liza. Ok. Da? Așa. Luisa. Luisa. Că am lămurit-o. Da. Așa, din aia cu been around the world and I can find my baby. Și am luat și am pus credit. Für Lisa, știi? Adică să nu fie furăciune. Aha, ok. Deci poți să iei, dai credit și, mă rog, înțelegi? Zici, uite, am făcut asta și am făcut altă piesă. Da, whatever. Deci începem cu asta. Da. Me
Omlet Inside Out pentru Liza. Asta e o piesă într-un disc pe care eu nu l-am. Este o piesă de că l-am pe celălalt, da, al doilea. Un album și un EP. Și EP-ul este cel mai recent, cum ar veni. Da, și nu l-am scos decât pus pe internet. Atât. Deci nu l-am scos pe ceva. Dar nu prea fizic. Să mai poartă fizic. Da, acum, nu. Dacă și nu... pentru patru piese, nu, știi? Adică unii au răbdare. Ați putea să-l scoateți pe casetă, că am văzut că se da, poartă acum, e mare hipster ăla, da. E... Tot repet asta, dar mie îmi place foarte mult. De când a murit Bowie, a crescut piața de viniluri. Da. Au crescut în pandemie, surprinzător, da. Și e aici, cu noi, da. A crescut și piața de CD-uri și, bineînțeles, e hipsterul asta cu casetele. Uh-huh. Toată lumea scoate pe casete. Ai să râzi, eu un casetofon acasă și casetă cu Albatros. Da, frumos Albatros, da, protomanele. Cum? Da. Că amite am găsit... Toate erau manele. Toate-s manele. Că amite am găsit mireasă, te-am găsit cu popa în casă, tu pe mine care m-ai uitat. Dar știi, erau trubadurii. Da. Erau trubadurii din... Da, cu sida care nu s-atinge de omul care-i beat. Erau niște d-astea, da. Da, ia, da, anii 90. Ce fain. Știu, mă, păi nu, sida era în gumator, bă, nu știi? Era injectată. Nu știi? A fost isteria la noi la Focșani. Nu mai mâncați gumator, bă, care sida. Da, da, da. Nu, ne spuneau să nu mai așa cumpărăm semințe de la țigăncile de la poartă, că le sărează cu pipi și... Oh, da, așa nice. Ne se spune, da... Acum, dacă poți să le vin super scump, ca și cafeaua aia din... Da, da, din, da. Madonna era raha pe... de pisică. A spus pe... ca lumânarea lui Gwyneth Paltrow. Dar nu știu, cafeaua nu e cu pisică, e cu maimuță, cred. Da, nu, eu știam că e cu pisică. E cu pisică, că trebuie să mă bage și să... Așa și cu semințele astea. Acum e momentul. Da. Trebuie să-ți pui și un pom în curte și... Pitiș de grădin. Ce Dumnezeu mai asculți? Ce ascult? Da. Adică eu vreau să mai ascult chestii noi. Speedcore. Știi, nu? Știu, da, cred nu, că știu ce ascult. Muzică de mitralieră. E de la 350 de BPM în sus. E chiar, zici că e mitralieră, e o chestie de curăța creierului, efectiv. Dacă vrei să nu te gândești la ceva, pui aia și nu mai poți să gândești la... Nu poți să gândești deloc. Nu, dar n-ascult chestia asta la modul... Na, știi? Ascult Aurora, îmi place foarte mult. O știu pe Aurora, da. Austra. Și pe asta o știu. The Smiths, nu știu, mi-a revenit The Smiths. Melodrama și da, băi, I'm atâta so de me love. Uite, de asta nu mai suportă. Am ajuns la o vârstă în care nu mai pot astea. Am o, da? Nu mai pot Swans, nu mai pot Smiths. Da, dar ceva lomboșciatică. Nu mai merge. Nu știu. Ascult de toate, ce-mi vine, știi? Ascult mănânc și mici, n-am pot să ascult Smiths și să mănânc mici, înțelegi? Mm-hmm. Că nu... Nu, la mici trebuie, na. Da. Corina Sârghi îmi place foarte mult din mm-hmm. cei pe la noi. Foarte mult. Da. Chiar... Lumea trebuie să mai audă și chestii de-astea mai mm-hmm. noi și de-asta sunt pus pe recomandări acum. Recomandări. Da, omlet. Omlet, da, nu. Nu, ascult muzică proastă. E, lasă. Că e sănătos. Ca să am de comparație, ok? Da. Și nu e. Nu e. Bă, e nevoie de este, antagonist. Este acest videoclip Kissing pe care da. O să-l punem, o să încheiem cu el. Ok. Cine a făcut plecăm? Clipul? Nu, mai stăm. E făcut de regizor, spui? Da. Cristi Pop. Așa. El e regizor. Deci e un progresism acolo, e un party. E un... Da, știi care a fost faza? Nu ne-am propus asta. Uh-huh. Am făcut un grup pe Facebook cu mai mulți oameni și l-am zis, veniți la filmare să trebuie să pupe toată lumea cu toată lumea, așa. Și s-a pupat toată lumea cu toată lumea. Au venit după un party din ăla very fucking wild, așa, și... Asta a fost. Am înțeles, a continuat pupatul. Pe mine nu da. M-a chemat nimeni, n-am făcut parte din cum. Mai facem o dată. De da. Data viitoare, da, putem să... Trebuia să aibă alt sfârșit, dar din păcate asta este. Piesa? Videoclipul. Videoclipul? Da. Și n-a mai fost buget sau... Nu, s-a filmat.
Dar au fost niște conflicte pe acolo între oameni, că știi, când sunt mulți oameni se mai pierd unele lucruri. N-am înțeles. De asta e greu să faci producție. Videoclipul trebuia să se termine, deci trebuia să fie un cadru de 360 de grade, eu fiind rasă pe partea asta, pe partea asta mă pupam cu o fată și pe partea cu părul lung, când venea camera, era încă un băiat. Ah, da, frumos. Okay. Deci a avut un cap-coadă și a rămas cu capul și cu mijlocul, nu știu. Oricum, e ok, nu am regrete. No regrets. Grabiera. OnlyFans a făcut un profit de 4 miliarde de zi. Cred că trebuie să ne mutăm cu toții pe OnlyFans. Cântăm, pe 2021, da, cred că poți să faci orice acolo, da. Da. Puteți să faci să ai un clip de ăsta în continuu, să-l pui pe loop, să faci, să faci un serial. Deși, crede-mă, s-a scumpit foarte tare, au sărit prețurile toate în aer, dacă te apuci de ceva video acum au sărit. Nu vrei să știi ce e acolo și ce prețuri, Dumnezeule. În fine. Da, trebuie să facem bani, nu vezi când vine gazul? Păi asta zic, trebuie să ne deschidem conturi pe OnlyFans, să emitem pe OnlyFans, să ne pupăm cu fete, mă rog. Ce să fac, contabilitate finanțe? Da. Star fi de shit, stop de shit. Stau aici goală, cu camerele deschise, goală, gol, voi stăm și ne ocupăm. Cu voi în față, cu toată sare cu șină. Exact. Și n-ai ză punk rocker. Dar o să ajungă și aici, cred. Nu mai e mult. Tu dai seama că a venit AI-ul ăsta peste noi. Cu AI-ul ăsta eu pot să-ți fac orice piesă praf și să nici nu știi că ți-am furat de acolo și să iau, să bag niște algoritmi, să scot basul, să-ți fac modificări pe voce, pot să-ți fac și treaba asta. Eu cred că trebuie să te îndrepti spre treaba asta într-un proiect viitor. Ar fi interesant. Nu știu, ce să zic. Mi-ar plăcea să fac un proiect post-punk industrial. A la Six and the Benches. Pe casetă? Da, un pic exclusiv. Mai. Pe casetă. Da. Nu știu. Vedem. Proiecte de viitor. Ai făcut o cântare la un moment dat când a murit Dolores de la Cranberries. Da, un tribut. Și am cântat mostly unreleased sau piese din astea care nu au fost n-au avut videoclip. Da. Mie alea îmi plac cel mai mult, fiind fan foarte mare Cranberries, am rămas cu alea, nu cu Zombie. Mie Zombie nu îmi place. Adică a fost overexposed, da. Nu doar asta, dar a fost o strategie de marketing, pentru că ei nu intrau pe piața din UK, pentru că irlandezii sunt priviți ca ultimii țărani în Anglia. Și erau foarte, foarte rar difuzați, rar la modul în care ei au avut foarte mare succes în America prima oară, cu Linger. După care, probabil că managerul le-a zis, hai să facem din asta cu IRA, cu la, să, așa. Și abia atunci au intrat pe piața din Anglia. Deci eu cred că a fost o strategie de marketing. Părerea mea, acum poate am schizofrenie ceva. Schizofrenie. Hai mă, nu, că așa se face. E o piață, oamenii trebuie să funcționeze. Nu e o problemă, doar că mie mi-au plăcut chestiile mai subtile de la ei și mi-a plăcut foarte mult perioada înainte de rock. Deci perioada în care încă erau așa mai dreamy, mai new wave. Deci primul album, anul release-urile. Se poartă acum, am văzut că sunt și festivaluri chiar și la noi cu trupe tribut. Da, nu te bagi, te gânduți să te bagi în vreo... Nu. Mi se pare waste of time. Adică mi s-a propus să mai fac acel concert tributul Dolores, să-l fac mai mare și am refuzat. De ce? Pentru că pentru mine chestia asta este extrem de personală. Am suferit enorm de mult când a murit Dolores. O percep ca pe o mamă, ca pe o adevărată mamă. Ok. Și e un consum mult prea mare, deci nu pot să repet chestia asta, înțelegi? Cum suntem noi cu Ozzy Osbourne, bunicul nostru. Am fost praf după tributul ăla vreo două săptămâni, vorba ta cu Lydia, nu Lydia Lange. Ea e încă în viață, da. Beth Hart. Și nu pot. Poate tribut la o, nu știu, altă trupă la care... Da, nu, care ăștia funcționează și în turneu și așa mai departe. Da, nu, mi se pare waste of time, eu vreau să fac chestiile mele, știi? Mă rog, ești compozitor, ești creator, nu prea-ți vine să faci, nu știu, covers, știi?
Adică poți să faci, m-am făcut. Și omlet. Ai acasă vreun computer, vreun folder cu piese care urmează să apară? Ai 200 de idei din care trebuie să tragi 10? Am vreo 11. Două albume nefăcute. Nu, ai ceva. Da, unul personal, o să fie Dez, așa, se numește Bird, deci pot să dau pe goarnă chestia asta. Uh-huh. Dar tot m-am așa, știi, cu el. Mă rog, a rămas acolo și va trebui să-l fac. Și mai am unul care s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Depinde de conjunctura astrală prezentată de Urania. Da, știi cum e, că trebuie să facem și noi ceva pași în sensul ăsta când vrem să ni se întâmple lucruri, că e, da. Na, și atunci, adică, ok, am da, două proiecte. Da, dar cu cât amâi, cu atâta păi, nu mai faci. Păi asta zic. Le vedem la anul? Nu știu. Nu promit. Nu fac promisiuni. Doar jurăminte. Mă gândesc că e sănătos să spui tu un deadline în cap. Uite, până da. Săptămâna viitoare vreau să trag 3 piese. Da, sau nu e așa. Momentul acum să iau decizii. Deci, e Mercur retrograd oricum. Da, e da. Și Venus. Nu sunt de specialitate. Poate mergem la Oaha odată, să mai ține Oaha. Poate că o să se țină la anul, încă nu se știe, au luat o pauză. Nu am fost da. Niciodată acolo, de 3 ori am cântat. De 3 ori. Cum a fost? SF. SF, fără să, nu, la telefon mobil. E frumos, dar nu, că nu ai semnal în pădure acolo, în luminișul ăla. E o pădure și urci un deal, este un luminiș imens, cu multe scene. E foarte fain, este the best thing ever. Așa, dar... mă rog, se ajunge greu, adică... Este, eu merg foarte mult cu metroul în București. Mic follow. Și la diferite Mike ore. Mic follow. Și am constatat că un tip de lume este ziua la metrou și alt tip de lume mult mai interesant este seara la metrou. Uh-huh. Bănuiesc că și la Oaha acolo este la fel, e un anumit da. Tip de lume. Da. Dar e foarte safe și fine. Și fine, e foarte, foarte fine. Uh-huh. Toate scenele sunt făcute atunci, pentru că ei nu au generatoare acolo, e totul pe generator. Toate scenele sunt făcute atunci din lemn, din pânze, deci e o chestie din asta, the new hippie, cumva, dacă înțelegi ce spun. Da, știu, da. E un soi de... Și e pe tehnoreală, e pe... Mini Burning Man. Da, știu. Exact. Plătești un porcoi de bani să te simți hippie-o câteva zile. Păi da, dar se merită. Nu? Probabil, da. 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 Stai și tu pe jos, te faci de praf, te umpli de... Unde ai cântat și a fost cel mai... Ai o cântare de-asta de care ți-au ce aminte, care a fost, bă, aia a fost de și ca loc, ca organizare, ca vibe, ca oameni, ca... Nu pot să spun chestia asta, știi, mai întrebat chestia asta, oarecum. Da. Cel mai bine mă simt la control. Și mai e și chestia asta, că dacă tot faci acolo, bine, nu-ți imagine când cântam în fiecare zi acolo, dar au un sunet foarte bun, Andrei, tipul de la sunet, îmi știe vocea, deci în 2 minute am terminat probele. Și ți-e nu am familiar setup-ul, cred. Da. Uh-huh. Dar știe cum să-mi facă, deci nu mai stau să-mi bat capul, aoleu, hai cântă 2 ore și după aia nu mai ai chef să cânti, știi, gen. Uh-huh. Așa. Și mă simt foarte ca acasă, adică e un backstage acolo, un artudit, un frigider din ăsta plin de diverse apă și așa. Și e vibe-ul care trebuie. Frigiderul cu apă e da nu, îți dai seama, știu. Apă, apă de foc. Din pârâu. Băi, eu te aștept cu proiectele alea pentru că... Am dezvoltat o problemă cu vârsta, am dezvoltat o problemă cu timpul. Uh-huh. Și dacă am o idee... Simți că ești să... pe ducă? Nu, dar nu vreau să mai irosesc timp. Uh-huh. Și să vreau să mă canalizez într-o direcție sau alta și trag de mine, crede-mă, jur. Am momente în care realmente trag de mine, zic, bă, trebuie să fac asta. Versul, la sfârșitul zilei, în momentul în care am făcut ceva, sunt mult mai bine eu cu mine. Îmi povestea un amic, a fost invitat acum vreo 2 săptămâni aici, Artur Suciu îl cheamă, a fost la Constanța. Artur care e de la niște băieți?
Nu. E scriitor. Am înțeles. Și îmi povestea că a fost la Constanța, a stat câteva zile și un lucru pe care l-a observat în alea câteva zile care a stat era că foarte mulți oameni, înainte să se ducă la job, făceau baie în mare. Ceea ce mi s-a părut atât de sănătos. Da. Pentru un tip de tonus pe care l-ai, l-ai toată ziua după ce... Te calmează. Te calmează și ai și alt tonus, ai mai energie, ai nu știu ce, știi? Și cred că e important să funcționăm așa. Acum că vorbeam înainte, că am început să ne trezim dimineață. Da. Că ajungem în bucătărie să nu mai știm ce căutam pe aici. Da, știi, păi, că am început să ne trezim dimineață, dar cu culcatul ăla de seară încă nu s-a rezolvat. Băi, eu, și eu tot pe la 1-1 jumate, adormi, da. Ora mea de somn, dar la 7 jumate sunt 8. Și ești fresh? Păi relativ fresh, da. Relativ fresh. Fac dușuri reci mai nou. Și nu pentru că e eco, ci pentru că mie bine pe... În doi sau? Să-ți explic. M-am gândit că trebuie să aducem și noi un aport la toată situația asta de economie și m-am gândit să inventăm o aplicație cum e BlaBlaCar, să se numească BlaBlaShower. Da. Și în momentul în care vrei să faci duș, dai și în 10 minute ți-apare partener. Da, și îți alegi cu cine vrei să faci duș. Ce tare e asta. Da, păi nu? Da, cum? Păi normal. Totul pentru binele omenirii, nu? Da, să ne sacrificăm. Doar că fac, adică sunt la secțiunea dușuri reci. Aici stăm mai hardcore. Ferească Dumnezeu. Băi, mă foarte bucur că te-am văzut și mă foarte și bucur eu, că ai venit și să știi că te mai aștept, dar te aștept cu proiecte, vreau proiecte și putem să facem și cântări la radio și putem să facem o grămadă multă. Și vreau să mă bucur, că nu vreau de constructivist, vreau bucuria de la ABBA, disco, punk. Da, cum? Da. Nici mie nu-mi place Radiohead, nu mai pot. Da. Nu mai pot. Nu e rău muzical, dar e... Nu, e foarte bine muzical, dar nu pot suporta chestia. Nu. Radoni morți. Deci, voi ăștia care ne ascultați și voi ăștia, cum îi zicem, mai conservatori, o să vă punem acest videoclip Kissing și o să terminăm. Da, bine. E ceva ce vrei să spui și nu te-am întrebat? My last wish before dying, sau? Nu, mă, că mai avem până atunci. Da, nu, glumesc. Mai avem. Nu vreau să spun nimic, sunt cu minte. Băi, mă bucur că te-am văzut. Și eu. Ia, fiți atenți aici, 3, 2, 1. Începe bine. Să și termină frumos. Pa, pa, subscribe!
Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.